Ție, dacă nu-ți iese pe gură o poezie, o să spui că nu știi să vorbești? Presupun că nu. Și care e diferența atunci între asta și eu nu știu să desenez? Desenul nu e același lucru cu arta. Poți face artă din a spăla vase. Arta, frumusețea, gustul diferă de la om la om. Eu dacă, de exemplu, fac o ciorbă de burtă bună, dar o servesc unor oameni cărora nu le place ciorba de burtă, cel mai dăunător lucru și cel care îți sugrumă creativitatea din orice punct de vedere este să nu mai faci ciorbă. Uite, de exemplu, aici am un om și aici am un câine. Astea sunt două desene care sunt bune, sunt artistice, sunt frumoase. E absolut irelevant, atâta timp cât știi că aici e un om și aici un câine. Atâta timp cât desenul ăsta transmite ceea ce eu am vrut să transmit și atâta timp cât tu te întrebi de ce câinele ăsta își mușcă stăpânul, este un desen cu succes. Eu nu o să mă opresc să desenez pentru că cineva îmi spune că nu e un desen bun. Nu o să mă opresc să fac ciorba mea de burtă. O să o mănânc eu până când dau de oameni cărora le e poftă. Mersi, ciao!